Polițiștii locali din cadrul Serviciului Protecția Mediului, aflați în patrulare, au observat în aceste zile pe strada Zurich o camionetă încărcată cu deșeuri amestecate, inclusiv resturi de la materiale din construcții. În urma verificărilor a fost identificată persoana care a colectat deșeurile, aceasta fiind sancționată cu o amendă în valoare de 10.000 de lei. Totodată, polițiștii locali au identificat și deținătorul deșeurilor, care a fost și el sancționat cu amendă de 10.000 de lei pentru predarea acestora unui operator neautorizat. Ambele sunt persoane fizice, iar resturile erau rezultate din debarasarea unui garaj din zona Lipovei. Ca măsură complementară s-a dispus predarea deșeurilor către un operator autorizat. Polițiștii locali din cadrul Serviciului Protecția Mediului au aplicat anul acesta pentru abandon deșeuri, inclusiv resturi de la amenajări, construcții sau predarea către operatori neautorizați, un număr de 54 de sancțiuni contravenționale.